Potrivit proiectului de lege, venitul minim garantat, alocațiile pentru susținerea familiilor sărace și ajutoarele pentru încălzire, cele trei tipuri de programe de asistență socială care se aplică acum, vor fi unificate în venitul minim de incluziune. Potrivit guvernului, pentru a avea un impact mai consistent privind reducerea sărăciei, sprijinul se focalizează către persoanele aparținând unui segment de 20%, format din cei mai săraci cetățeni. Noul program al venitului minim de incluziune va fi aplicat începând cu 1 aprilie 2018, iar efortul bugetar a fost estimat la 2 miliarde de lei pentru primul an. Cifrele reper sunt pentru ajutorul de incluziune, cifra reper este 260 de lei, pentru, e în creștere cu 34% față de, cu 60%, scuzați-mă, și în cifre absolute va fi de 34% față de numărul beneficiarilor. Pentru ajutorul de familie este de la 260 la un maximum de 428 de lei pentru familiile cu mai mulți copii, iar la ajutorul suplimentar pentru locuință se duce până la un maximum de 600 de lei în funcție de tipul de ajutor de locuință, lemn, gaz, curent electric, ce subvenție va exista. Noile reglementări încurajează părinții să-i trimită pe copii la școală, stimulează încadrarea persoanelor apte pe piața muncii, crește cuantumul sprijinului acordat și asigură atingerea obiectivului României de reducere a numărului de persoane sărace cu 580 de mii până în 2020. Din punct de vedere birocratic, este mult simplificat, în sensul că nu se vor mai depune trei solicitări pentru venituri diferite, ci o singură solicitare la primărie, care are datoria și va avea capacitatea să implementeze toate aceste ajutoare pe baza solicitării unice.